Funcționalitatea mea preferată pe Ubuntu 12.4 este meniul Heads-up Display, meniul care apare când apeși Tasta Alt. Și pentru meniul ăsta este nevoie meniul global. Trebuie ca tot fișier, editare, toate opțiunile astea să fie în stânga sus aici, nu în fereastră. Și dacă acum, spre exemplu, dau Alt, nou, o să-mi deschidă ea. Tab nou. Și mi-a deschis un tab nou. Bun, o singură problemă. O aplicație, și anume LibreOffice, nu are meniul ăsta global. L-are aici jos, în fereastră, cum e implicit pe alte sisteme. Nu l-are sus aici. Și dacă scriu, spre exemplu, Alt Web, nu mi apare opțiunea pentru aranjarea în pagină, ca pe o pagină web, mă rog. Dacă scriu aici low minus menu bar, mi-afișează un pachet pe care pot să-l instalez. Se instalează într-un minut. Pachetul ăsta mi-activează meniul global și interfața Heads-up Display pentru LibreOffice. Închid. Ia să vedem LibreOffice. A deschis. Apar meniul global sus aici, nu mai este jos în interfață. Și dacă apăs tasta Alt, Web, Up, Web, aranjare ca pagină web. Perfect. Ieșire. Deși meniul global nu este implicit în Ubuntu, sper să fie pe viitor implicit pe LibreOffice, se poate instala foarte ușor. Pa, pa!